dragilor. Bună. Astăzi este o nouă zi, un nou episod. Este o zi specială. Ne pregătim să mergem la Orănești. Acolo se va ține o cununie civilă, cununia finilor cumnatului meu. Este un moment important pentru ei, dar și pentru noi, pentru că ne bucurăm să avem ocazia și privilegiul de a putea să fotografiem noi și să filmăm momentele lor speciale și importante în viață, unice în viață. Noi între timp am întâlnit și cu cei de la curier. Am făcut niște comenzi de la cei de la 64. Recomand cu încredere. Numai de acolo cumpăr toate aparatura pentru foto. Aici avem două carduri, unul de 128 și unul de 256. Ne-am luat pentru că aveam nevoie, acum că ne-am apucat și de filmat și pentru aparatele mele foto. Deci aici avem două carduri și o montură pentru umbrelă și blitz. Este o montură de destul de rezistentă de aluminiu, ceva mai scumpă, nu ca cele de plastic, pe care se atașează, la un, trepied și pe ele se pot monta blitzul, dar și umbrela. Aici avem și o umbrelă, ne-am cumpărat și o umbrelă cu două fețe, 2 plus 1. Avem și argintiu și negru, dar și umbrela de sine, albă. Rămâne să ne vedem când ajungem la Orănești. Cel mai probabil ne vom opri la o cafenea, să bem și noi cafea și să ne pregătim pentru poze și pentru filmări. Și aparatura și da, și aparatura și tot. Astăzi toată ziua vom filma. O să încercăm să extragem câteva cadre de acolo și pentru voi, să vă arătăm cam ce a ieșit. Și da, încercăm să ne facem timp și pentru vlogul nostru printre picături. Da, pe lângă ședință și vom încerca să filmăm absolut totul, tot evenimentul și pentru vlog, pentru noi, pentru voi, dar și pentru ei. O să extragem cadre și de la ei și de la noi și vom vedea la final ce va ieși când vom edita tot ce am filmat. Rămâne să ne vedem când ajungem la locație și mai vorbim atunci. Ne aflăm la Orănești, după cum a zis, am ajuns la locație aici. Am trebuit o schimbare. Nu se va mai ține cununia la primărie, nu știu, probleme, sunt niște probleme, niște cauze, nu mai știu, și se va ține la o grădiniță aici în Orănești, unde aici, după cum puteți vedea, și scrie acolo stare civilă, aceasta se vor face stările civile. Noi am ajuns, am pregătit aparatul, echipamentul și cât de curând cele mai vor urma să vină și mirii și vom monta aici cadre și vom rezista.
Trebuie să simți, zice dânsul. De bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Trașcă Larisa. Da. Nu s-au. Da, mă, da. Domnișoară, Trașcă, Larisa, Elena, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Iorgulescu Gheorghe Gabriel? Da! Da, am păzit și de la. Constat că au fost îndeplinite condiții cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și eu fac cunoscute următoarele dispoziții din codul civil. În România, statul locuiește căsătoria și familia, el sprijină prin măsuri economice și sociale, dezvoltarea și consolidarea. Statul apără interesele mamei și copilului și manifestă deosebită grijă pentru creșterea și educarea tinerii generații. Familia revapază căsătoria liber consimțită între soții. În relația dintre soți, precum și necesitarea drepturilor față de copii, bărbatul și femeia au drepturi egale. Drepturile părintești se exercită numai interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciproc, concepțiile și modul lor de viață, interesele și idealurile lor, încât între soți iau naștere relații multiple și de natură diferită, care acoperă toată gama vieții spirituale și sociale, de la relația de dragoste și prietenie reciprocă, la cele de esență morală și materială. În urma cuțințământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Mulțumim! Gabriel, Elena, vă urmăresc certificatul de căsătorie și vă doresc, în numele autorității publice locale a orașului Băilonești, casă de piatră, sănătate, fericire, tot ce e mai frumos și plăcut în viață, să vi se întâmple alături de cei dragi, părinți, dragi, prieteni, toți cei care sunt de noastră și nu numai, să vă iubiți toată viața, așa cum o faceți acum, pe doi tineri frumoși, să vă respectați și să aveți multă înțelepciune în tot ceea ce faceți, pentru că aceste calități asigură frumusețea și străinicia căsniciei noastre. Casa de piatră, vă mulțumesc!
terminat fotografiile și videoul la starea civilă și urmează să ne îndreptăm către locul în care vom face o ședință foto. Da. Doar pe cuplu. Ne vedem acolo. Revenim. Și revenim. Da. Unde va avea loc petrecerea. Luăm și de acolo câteva cadre. Da. Nu va fi o petrecere extraordinară, este o masă, mai mult în familie, dar avem voie să luăm câteva cadre și de acolo. Pa, Erica! Pa! Avem nevoie să luăm și de acolo câteva cadre cu cei care sunt acolo prezenți. După care închidem și mergem acasă și ne apucăm de treabă. Mm-hmm. Și la locație aici. Așteptăm și restul să vină. Noi o să intrăm înainte să vedem dacă avem aranjamente ceva florale, cum se numește cadre. Și revenim în continuare cu mai cadre. Aici la restaurant, n-a fost și niște ce, au avut 2-3 mese în familie, mai mult nu s-a ținut cu tort, cu leutar, cu petrecere, a fost mai mult ca o masă în oraș, cu apropiații, am luat câteva cadre la masă cu toți, să aibă și amintiri cu persoane care au fost dragi, am luat câteva cadre și cu gimbalul. Ne-am distrat, a fost da, frumos. Ne-am distrat, a fost frumos, copiii joacă mult, mulți copii, multă distracție. Și rămâne să mergem acasă, să scoatem tot ce am făcut acum și da, să ne apucăm de montaje și să postăm acest episod. Vă mulțumim mult de tot dacă ne urmăriți până la final și sper să ne vedem și în următorul vlog, episod, cu ce eveniment vom avea, poate poze sau poate excursii, cum am făcut și până acum, sau orice altceva activitate.